În fiecare an, proprietarii de terenuri agricole își incendiază miriștile, însă anul acesta au stabilit un adevărat record. Numai în luna iulie, pompierii au intervenit la stingerea peste 1100 de incendii la nivel național, județul Giurgiu regăsindu-se printre zonele cu cele mai multe focare. Prin urmare, luna trecută, pompierii giurgiuveni de la ISU au avut 92 de intervenții, o cifră care bate orice statistici de până acum. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca spun că au fost zile când s-a intervenit pentru stingerea a 28 de incendii pe miriști, aproape toate, spun ei, cu autori necunoscuți. Ce nu știu proprietarii terenurilor agricole este că dacă dau foc resturilor uscate de pe terenuri fără a anunța autoritățile, riscă pe lângă amenzi și pierderea subvențiilor agricole. ISU Giurgiu a încheiat un protocol în acest sens cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în sensul că terenurile incendiate sunt identificate prin GPS și astfel se află foarte rapid numele proprietarilor. Conform specialiștilor din agricultură, arderea miriștilor duce inevitabil la infertilitatea solului, dar și la distrugerea microorganismelor și viețuitoarelor care au un rol benefic pentru agricultură.